Președintele Gheorghe Flutur a mers la Dornești pentru a vedea care este stadiul lucrărilor de reconstrucție a caselor sinistraților și dacă oamenii de acolo mai au nevoie de ceva. Și nu a mers cu mâna goală, ci cu banii de la guvern pentru manopera lucrărilor caselor. Câte 2500 de lei pentru casele care sunt de reparat și câte 10.000 de lei pentru manopera de reconstrucție. Reparațiile la case, după cum bine ați văzut, cred că ați fost între ele, sunt tot peste 95% făcute, le-am acoperite și se lucrează la interior în jur de 30 de case din 44 care au fost pentru reconstruit, iar restul sunt la centură, adică zidăria făcută se lucrează la acoperișuri. Nu am niciuna ca să nu fie începută. Gheorghe Flutur a nimerit la casieria primăriei din Dornești chiar când un sinistrat ridica banii veniți de la guvern. Da, așteptăm niște bani. Ce bani? Este vorba despre 100 de milioane pentru casele care au fost inundate din luna iunie. După periplul pe la casele în construcție, Flutur a plecat spre podul din Dornești aflat în reconstrucție. Suntem deja într-un moment extrem de important, când s-au pus primele grinzi și așa cum stau lucrurile, se va respecta cred graficul pentru ca acest pod să fie repus în circulație. A fost un efort uriaș care s-a făcut aici, se face în continuare. Până atunci se circulă pe variantă, pe podul de pontoane făcut de Armata Română. Gheorghe Flutur a anunțat la Dornești că în scurt timp vor începe lucrările pentru consolidarea căii ferate Dornești-Suceava, dar și la adâncirea Albiei și consolidarea malurilor râului Ruda, responsabil de inundațiile din Dornești.